Bună seara, copii! Ce frumoși sunteți și ce mulți! Ce este astăzi? Moș? Bravo, copii! Mă bucur pentru voi! Să știți că noi, uitați, avem aici niște copii foarte talentați care astăzi au cântat, au dansat și au păstrat datinile strămoșești pentru că trebuie să demonstrăm că suntem români. În ceas aniversar, în an aniversar, când iată sărbătorim centenarul Marii Uniri, am vrut neapărat să avem alături de noi acești tineri minunați care au prezentat valorile străbunilor noștri, care s-au luptat pentru noi ca astăzi să fim aici, să fim frumoși, să fim uniți și să fim buni. Am alături de mine și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea și dați-mi voie ca împreună cu voi, dragi copii, să dăm startul sărbătorilor de Crăciun. Sper că ați fost cominți, da? Bravo! Și ați primit azi dimineața de la Moș Nicolae daruri. Iar pentru că ați fost cominți, Primăria și Consiliul Județean Vrancea v-au pregătit în continuare foarte multe surprize. Vă invităm să le vedeți, dar în special cu dumneavoastră să fim alături de un moment foarte important, aprinderea luminilor de Crăciun. Și am să invit aici acești români frumoși să apese ei butonul pentru ca să aprindem flacăra unirii. Da, copii? Cum vă numiți? Catalina Neagu. Bravo. De unde ești? Din Nereju. Ia uite, din Nereju. Și tu, copil frumos? Neagu Andrei. Din Nereju. Sunteți frați? Bravo, frumoși. Haideți să mergem aici alături de domnul vicepreședinte și puneți mâna. Numărăm cu toții? Așteptați. 1, 3 și bravo! La mulți ani, copii, la mulți ani, focșani! Vă așteptăm în continuare alături la scena cu Moș Crăciun ca să primiți daruri din partea Moșului Nicolae de la Primăria Municipiului Focșani. Încă o dată vă doresc multă sănătate.